Tetralogia Rabbit, reprezintă radiografie a modului de viață american întins pe 4 decenii. Această cărticică este mică, este subțire, este esența vieții unui băiat de 10 ani care descoperă lumea, care se descoperă pe sine, care își descoperă părinții și tragediile familiei, propria sa viață pe care nu o înțelege și pe care încet, încet o compune din ceasurile zilei și din experiențele de la școală, de acasă, din tabere. Ai putea să spui că este povestea unui băiat oarecare. În templul zorilor avem altă surpriză. Un Honda acum matur, în pragul tenețuții, realizat profesional, bogat, avocat celebru, ajunge în Thailanda și vrea să regăsească pe unul din colegii lui din adolescență. Fuseseră la același colegiu doi prinți veniți din Siam. Și la Palatul Regal află o poveste care întâi îl intrigă și apoi îl tulbură definitiv.